Silvana, te rog să mergi la masă. Domnule primar, foarte repede, vreau să-mi spuneți cu ce ați venit, că nu mai putem nici noi, nici juriul și nici telespectatorii, mai ales juriu, vorba lui Vasile Cepanu. Eu am venit cu foarte multe lucruri, asta o parte vedem. Le-am pus aici, o parte le-am dus în mașină, că nu aveau loc. L-a dus în mașină, nu se poate. Un moment. Dar deci nu aici foarte repede. Mașina aici, nu se poate. Mirela, deci te rog frumos să fii dreaptă, te rog, același timp alocat pentru fiecare, pentru că acum foarte repede, foarte repede. Da, dar tot la masă, ca să vină mai repede la masa juriului. Asta era ideea. Dacă vreți să ne lungim, dar e păcat și de noi. Te rog frumos. Bine. Da, mulțumesc, deci, mulțumesc, doamna Sima Sărumâna. Spuneți-ne ce ne-ați adus deci, aici. Să începem cu mămăligă mare tradițională zonei ia de sud a țării. Și are și ață. Și are și ață? Ia, 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 ce văd eu. Are, da? Are. Deci aici, aici avem în fața dumneavoastră sărmăluțe de post. Așa. Și sărmăluțe normale, cu deci, carne de porc, carne de vită. Bun, bun. Avem iaurt. Adică cum iaurt? Cum se numește? Chișleac se numește la mine în Moldova. Nu chișleac, la mine, lapte prins. A, lapte prins. La mine făcut se spune în casa unui cetățean. Bun, bun. Smântâna. Ia că aveți și smântânica aici, foarte frumos ornată, da. Așa, cu pătrunjel, cu frunze de pătrunjel verde. Cele mai bune gospodine sunt în Zimnicea, spune Silvana. E, acum a dat de o moldoveancă ca mine. Trebuie să vedem care pe care. Că așa și despre moldovenii se spune că sunt cele mai bune. Trebuie să vedem să care pe să care. Da, vă rog, spun pe fiecare la rând. Deci, asta e foarte deci aici important. Este vinul european. Rezultat european. Da? Da. Este un vin de înaltă calitate. Da, și culoare, de înaltă... Crâmpoșie se numește. Da. Aici, uite, încă un vin. Dacă îmi permiteți, doamnă, în zona Zimnicei sunt cultivate în jur de 300 de hectare de viță nobilă adusă din Italia. Din Italia și Franța și se folosește acolo o tehnologie de vârf. Deci totul pe cerințele Uniunii Europene. Bun. Și ce vedem noi? Vinul, trandafirii ăștia extraordinar de frumoși se cultivă la Zimnicea unde există o mare seră. Vai, ce de flori, de trandafiri. Foarte frumos. Ea este cea mai mare seră de flori din sud-estul Europei și aparține unui grup unui mare grup de firme românesc. Bravo, domnule primar! Uite bravo, ce frumos domnule aveți. Primar! Și flori și bucate! Hai, vreau să-mi spun... Aici peștele. Aveți plachie din crap, crap de Dunăre. Vai, stați aici... acolo lângă Dunăre și mâncați plachie de crap! Pentru noi astea sunt delicatese, că noi aici foarte avem... rar gătim așa ceva în casă. Și dumneavoastră le aveți prin fața porții, vă trece Dunărea. Aici, ce avem? Aici avem știucă umplută. Știucă? Cu ce-i umplută? Da. Vai, cum e! Ia. Cu nucă. Și alune. Așa. Aici avem... aici avem plăcintă de mere, plăcintă de dovleac și plăcintă de brânză. Da. Sau cu brânză, cu brânză. Dar chiar vă pricepeți, da. Le-ați învățat sau chiar le știți, doamnă, să le și faceți? Eu sunt născut, crescut în zonă, nu știu să fac. Nu știți să faceți, dar știți foarte dar bine pricep, să le promovați. Da. Aici avem un cozonac care se cheamă în zona noastră Turta Miresii. Turta Miresii! Deci... Ia uitați-o! Asta e turta miresii. Atunci când ginerele, nașul, vine acasă și o ia pe mireasă, în fața casei se face o horă mare, iar mireasa rupe această pâine și o împarte tinerelor care urmează să se căsătorească. Am înțeles, este bun. Este semn al belșugului. Foarte frumos. Ce mai avem? Aici avem cașcaval, brânză de oaie, brânză de vacă, ceapă roșie, roșii. De apă, zlănină. Zlănină cu boia și la dumneavoastră. Văd și niște... acolo, vă spun imediat ce se întâmplă acolo. Acolo avem o plăscă cu vin și este din strugure românesc, pur românesc. Bun. Așa, vă rog să ne ajutați. Cu ea se merge la nunți, da, se cheamă oamenii la nuntă, nuntă, da? Se invită oamenii cu da, posta. Da, da. Aici avem știm fructele, că fructele tradiționale aici românești. Aici avem pâinea de Zimnicea. Pâinea noastră de Zimnicea? Da. Scrie ceva? Scrie. De la Zimnicea favorită! Vai! Vai! De la Zimnicea favorită! Iată acest coș cu pâine și cu spice de grâu, pentru că ăsta a fost întotdeauna simbolul nostru al românilor, spicele de grâu, cu această... Și o să mai spun acest simbol un de... lucru foarte important pentru orașul Zimnicea. Orașul Zimnicea are o comunitate de rudari, una în cele mai mari din țară, aproximativ 2000 de suflete. Acești oameni, știți foarte bine, nu sunt țigani, sunt români. Care se ocupă cu
lemnul. Acest meșteșug în lemn, da? Produse și am adus din lemn. Câteva o covată. Lucruri făcute, confecționate de ei, cu mâna. Da, 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 foarte frumos. Uitați, și căni tradiționale. Vă rog foarte... A, vedem și acel borcan cu murături, cu murături și cu nuci, fructele, nuci, usturoiul. Cuțuica. Cu, asta e, cuțuica, spuneam, da? De care spuneam. Și vă rog foarte repede să-mi spuneți despre ce e vorba cu aceste diplome. Stimată doamnă, orașul Zimnicea este înfrățit cu două orașe din Italia. Ultima înfrățire care am făcut-o cu italienii a fost în luna octombrie, cu un orășel la 100 de kilometri de Roma, se numește Castelforte. Eu am... Vreau să vă spun că am mers acolo, am reprezentat cu cinste și onoare poporul român, am fost însoțit de copii ai orașului Zimnicea, dotați de Dumnezeu, știutori de limbă franceză, engleză, spaniolă. Aveți felicitările noastre, domnule primar, și vă dorim tot așa să o țineți și la mai mare, să veniți cu realizări aici la Favorit din două în două luni, să ne spuneți ce ați mai făcut. Vă da? Mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Să spun și al doilea oraș. Spuneți-l, vă rog. Un oraș mare lângă Milano, Pieve Emanuele se numește. Așa să deci vă dea Dumnezeu. Orașul Zimnicea are înfrățit. Deschidere europeană. Și așa dorim să se întâmple să tot de acum înainte. Aceasta a fost Zimnicea și mândria acestui oraș.